Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, slăviți-l pe Domnul. Ca puternici părinți, iubiți frați și surori, am în primul rând să încerc Tatăl pentru toate. În săptămâna trecută, în joia din săptămâna trecută, cei care am putut participa la vecernie s-a citit slujba canonului cel mare, a Sfântului Andrei Petreanu, sau Sfântul Andrei Petreanu. Și cred că cei care au participat, mai ales în catedrală sau la o mănăstire, această slujbă, imposibil să nu fie marcat și să nu fie puși pe calea mântuirii, pe calea spre veșnicie. Pentru că rugăciunile și slujba sunt canonice mari, este atât de adâncă și de atât de puternică, încât omul care dorește cu adevărat să participe în această slujbă ca și la o chemare și ca și la un strigăt, el poate să se trezească și să se întoarcă spre Dumnezeu. Și această slujbă are, la început, prezintă cadrele omului înainte de cădere. Modul în care omul petrecea împreună cu Dumnezeu și cum era el. Apoi are o parte în care prezintă cadrele și dezorganizarea și descompunerea omului de partea lui Dumnezeu. Descompunerea omului lăsat și căzut în mrejele păcatului și a patimilor. Și apoi canonul ne prezintă pe tot parcursului exemple. Ne pune în față pe Sfânta Maria Egipteanca exemple care au reușit ancorându-se de Domnul Mântuitor Hristos să se ridice și să se apropie de Dumnezeu. Spuneam, ne pune în față pe Sfânta Maria Egipteanca, ne spune în față pe Maica Domnului și alături de acestea mai ne pune în față și Sfânta Treime, în care persoana Domnului Iisus Hristos este cea care apare și cea care ne ajută. Și aș vrea un pic să vedem și să ne adâncim în această slujbă. Înainte de cădere, centrul spre care se îndreptau omul era Dumnezeu. Dar prin călcarea poruncii omul își pierde centrul. Își pierde scopul. Și își dezorganizează întreaga ființă. Chipul lui Dumnezeu din om se întunecă. Asemănarea se preschimbă în neasemănare. Și dintr-o ființă care vorbea cu Dumnezeu, omul cade și devine o ființă biologică. Și în slujba canonului, toate verbele care exprimă lucrarea păcatului sau definesc consecințele lui, se referă numai la om. Și au, în marea lor majoritate, nu un caracter juridic, ci un caracter natural. Iată cum spune și evidențiază Sfântul Andrei, căderea noastră, spune: am privit, am fost amăgit, am căzut, am călcat porunca, m-am întunecat, m-am înnegrit, m-am întinat, m-am stricat, m-am pierdut, am fost rănit, m-am vătămat, m-am lovit, m-am umplut de lepră, m-am întinat, am fost târât, am rupt veșmântul din tâi, cu lutul m-am amestecat. M-am cufundat în noroi, bogăția sufletului cheltuind cu rătăcirile mele. M-am făcut cu bună știință ucigaș sufletului. De plăcere am fost târât, viu făcând trupul. Am îmbrăcat haina ceruptă, zac gol, mă rușinez, plămânzesc. Potrivit învățăturii noastre, păcatul strămoșesc și consecințele fiecărui păcat din viața noastră se referă în principal la adâncul nostru. Când omul își închide ochii dinaintea luminii, el se găsește în întuneric. Când omul își pierde centrul, se dezorganizează. Când omul se îndepărtează de viață, moare.
Iar poruncile lui Dumnezeu sunt modul de a fi al lui Dumnezeu. Modalitatea prin care omul își păstrează sănătatea și viața. Doar păzind poruncile lui Dumnezeu, noi suntem în adevărata noastră sănătate și în adevărata noastră existență. Boala, durerea, moartea, care urmează călcării legii, nu sunt pedepse care vin de la Dumnezeu, ci sunt consecința naturală ale călcării poruncii. Creatorul răului nu este Dumnezeu, ci omul. Și atunci când omul înțelege că el este cel care a adus răul și boala în viața lui, omul poate să treacă de la a sta în fața lui Dumnezeu căutând răspunderi și justificări și poate să stea în fața lui Dumnezeu responsabil. Și atunci când un om înțelege că el singur s-a îndepărtat de Dumnezeu, când își simte și vede responsabilitatea care este numai a lui, în fața omului se deschide calea pocăinței. Pentru că noi, cât trăim în această viață, trebuie să privim și să ne raportăm la Dumnezeu. În această relație a noastră cu Dumnezeu se plasează și evoluția noastră, pentru că noi, prin fiecare pas, ori ne depărtăm de Dumnezeu, ori ne apropiem de Dumnezeu. Iar prin depărtare de Dumnezeu și neprimirea lui Dumnezeu, ființa și viața noastră se distruge. Spunea canonul cel mare nu face analize, ci oferă posibilități de trăire. Posibilitățile prin care noi putem să ne întoarcem și să ne schimbăm și să ne apropiem de Dumnezeu. Și dacă privim în viața noastră, vedem că și în viața celor de lângă noi, dar în viața noastră, vedem că atunci când suntem departe de Dumnezeu, sufletul nostru caută să se întrețină exploatând trupul. Pentru că nu își găsește plăcerea în Dumnezeu, sufletul caută să exploateze trupul. Și astfel se nasc patimile sufletești. Și în esență, patimile sufletești și patimile care pun stăpânire pe sufletul nostru sunt iubirea de plăcere. Apoi trupul, ne găsim viață în suflet, se întoarce spre cel din afară și devine captiv materiei. Astfel apar patimile trupești, iubitoare de plăcere, prin care omul se luptă să scoată viață și bucurie din materie. Ca patimile trupești caută cu vehemență materia ca să se poată satisface. Iar omul care trăiește în patim ajunge să considere materia ca izvor al vieții și să-L înlocuiască pe Dumnezeu cu ea. Prin respingerea și rupirea de Dumnezeu, omul trăiește o viață iubitoare de materie și de câștig. Dar această viață reprezintă pentru om un lanț greu, fiindcă reprezintă o aservire și încercare și o încarcerare a omului. Omul devine rob și sluga materiei. Omul devine mai rău ca și un animal. Necunoscut de nimeni, fără prieteni, asemenea fiului din parabola cu fiul cel pierdut. Omul ajunge să pască porci și nici din roșcove să nu se poate hrăni, Omul ajunge să nu mai aibă de nimeni. Iar în această situație și inima omului se transformă. Pentru că inima noastră este izvorul vieții. Și aici, în inimă, cum spun și fericirile, fericiți cei curați cu inima, că aici, ca aceea voi vedea pe Dumnezeu. Aici, în inimă, noi putem întâlni pe Dumnezeu. Dar când voința liberă a omului, când prin propria noastră voință noi ne depărtăm de Dumnezeu, noi devenim din chipa lui Dumnezeu idol al lui însuși. Omul devine idol.
iar inima noastră se învârtoșează și se întărește. Toată viața noastră se frânge, personalitatea noastră se scindează. Sufletul nostru, lipsit de ajutorul și de harul lui Dumnezeu, se îngroașă. Iar adesea, cum spuneam, funcțiile noastre funcționează sub nivelul lor. Și hrănite de păcat se întorc de la funcționalitatea lor creată și se deformează. Toate se strică. Această alcătuire prin care noi și acest mod în care funcționează omul după cădere este numit de Sfinții Părinți hainele de piele. Iar în slujba canonului cel mare spune Sfântul Andrei, cusutul am haine de piele. Cusutul am haine de piele, păcatul și mie. Dezbrăcându-mă de veșmântul ce este Dumnezeu. Participând la slujba canonului, omul, privind viața lui distrusă de păcat, conștientizează tragismul unde a ajuns. Iar în biserică, în fața tronului Dumnezeu și având în jurul său corul Sfinților, simte că el nu are haină de nuntă, că e gol. Atunci omul începe să se rușineze, începe să se întristeze, plânge și se tânguie. Tânguire care străbate toate strofele canonului. De unde voi începe a plânge faptele mele cele ticăloase? De unde voi pune Hristoase? Ce început voi pune Hristoase acestei tânguiri de acum? Canonul cel mare, în slujba canonului, e vorba despre drama noastră. O dramă de cea mai mare importanță, în care nu există spectatori, ci numai actori. Și unde, de la tragism, ajungi prin curăție la izbăvire. Dar la aceasta ajungi numai cei care participă. Numai cei care, luminați de Harul lui Dumnezeu, ajung să privească păcatul din interiorul lor. Și atunci, când privim păcatul din noi, înțelegem că nu e vorba doar de o simplă întunecare morală, ci e vorba de o cădere generală. Păcatul nu constă din mai mult sau mai puține fapte păcătoase, ci păcatul reprezintă pierderea totală a vieții. Păcatul reprezintă moarte. Păcatul reprezintă despărțirea de Dumnezeu. Iar din această stare, omul e chemat să se întoarcă. Canonul deschide în fața noastră calea convertirii, calea întoarcerii. Îl cheamă și ne cheamă și ne călăuzește spre opera concretă a pocăinței și a însănătoșirii, a restaurării și a desăvârșirii noastre. Pentru a se întoarce însă și pentru a ne întoarce trebuie să ne venim în fire. Păcătosul trebuie să-și aducă aminte de Tatălui Tat și să fie cuprins de nostalgia casei părintești părăsite. Începutul și temelia mântuirii e întoarcerea omului la Dumnezeu. Omul simte că singur nu poate să se întoarcă și de aceea strigă către mine la Dumnezeu. Invocă și se roagă, Doamne, ai milă de mine. Implorarea lui Dumnezeu caracterizează în mod central începutul, dar și întregul mers al omului spre pocăință și mântuire. Această implorare și această rugăciune din adâncul sufletului a străpuns și a ieșit și din inima Sfintei Mariei Egipteanca, Sfintei Cuvioase Mariei Egipteanca. Atunci când o putere nevăzută nu a lăsat-o să intre în Biserica Sfântului Moluțul din Chine, Sfintei Cruci, ea s-a dus la icoana Maicii Domnului și s-a rugat astfel. Fecioară stăpână care ai născut după trupe Dumnezeul Cuvântul, știu că nu este cuvincios și nici binecuvântat ca eu, atât de necurată, atât de spurcată, să văd icoana ta, a pururea Fecioarei, acelei curate, care ai trupuri și sfetul curate și neîntinate. Este drept să fiu urâtă eu, pierdută
de tine ce ești curăția și să, mă dez- și să simți dezgust de mine. Dar de vreme ce după cum am auzit Dumnezeu pe care l-ai născut, pentru aceasta s-a făcut om, ca să cheme pe păcătoși la pocăință, ajută mie, singura care n-am pe cineva într-ajutor. Poruncește să mi se îngăduie să intru în biserică, să nu mă lipsesc să văd lemnul pe care s-a răstignit Dumnezeul născut din tine, care și-a dat propriul său sânge, preț de răscumpărare pentru mine. Și nu mă, să nu mă lipsesc să văd lemnul pe care s-a răstignit Dumnezeul născut din tine, Cel ce și-a dat propriul său sânge preț de răscumpărare pentru mine. Poruncește, Stăpână, ca să-mi fie deschisă și mie ușa dumnezeieștii închinări a crucii. Dumnezeului născut din tine te aduc chezășuitoare îndestulătoare, că niciodată nu voi mai pângări acest trup prin o împreunare, iar când voi vedea lemnul crucii tale, mă lepăd numai decât de lume și de toate cele din lume, și îndată plec acolo unde tu, ca o chezășuitoare a mântuirii mele, mă vei povățui și mă vei conduce. În canonul cel mare, omul strigă de Dumnezeu. Miluiește făptura ta milostive, îndură-te de lucrul mâinilor tale. Tu ești păstorul cel bun, caută-mă pe mine oaia cea rătăcită. Și nu mă trece cu vederea. Fă-mă oaie în pășunea oilor tale. Tu ești cruce de Iisus, tu ești ziditorul meu. Întru tine mă voi îndrepta. Dar mântuirea care este împreună lucrarea omului cu Dumnezeu presupune și lucrarea noastră. O lucrare concretă, hotărâtă, prin care păcătosul care vrea să se mântuiască e chemat să o realizeze. Și trebuie ca omul să realizeze ceea ce trebuie să realizeze omul e apropierea lui de Dumnezeu. Revenirea și întoarcerea Dumnezeu. Din pământul Haran, adică din păcat, este al meu. Și vină în pământul ce izvorăște de-a purea nestricăciune. Prima etapă pentru întoarcerea din păcat este cunoașterea de sine. Întoarce-te, pocăiește-te, descoperă cele ascunse ale tale. Trebuie să aducem la lumină nu numai faptele păcătoase, ci și cauzele ascunse ale acestora. Faptele, răutățile, patimile, focarele din care ne-ați faptele. Iar după această cunoștință și analiza a propriului nostru sine, omul trebuie să treacă la a doua etapă, care e făptuirea, care e asceza prin care sunt curățite și vindecate funcțiile noastre. Prin asceză omul se desface de păcat, ajunge la curaj și la tăria voinței. Omul ajunge să se stăpânească, devine suflet bărbătesc. Alături de asceză omul este chemat să aducă în viața lui faptele bune ale iubirii unora față de alții. Și după faptele bune pe care omul trebuie să le cultive, trebuie să păzească poruncile Dumnezeu. Prin toate acestea, sufletul i-a ajutat să se îndepărteze de faptele cele întinate și să fie condus pe Dumnezeu. Iertarea noastră și întoarcerea noastră la Dumnezeu e posibilă doar datorită mirei și a Harului Dumnezeu. Și prin întoarcerea noastră și prin părerea noastră de rău, Dumnezeu ne iartă și ne primește. Iar slujba canonului cel mare se încheie cu o profeție care arată spre învierea Mântuitorului și spre venirea în lumea Mântuitorului care va restaura toate și va restaura și viața noastră. O profeție din Isaia, capitolul 42, spune profetul Isaia astfel: Eu, Domnul, te-am chemat într-o dreptatea mea și te-am luat de mână și te-am ocrotit și te-am dat ca legământ al poporului meu spre luminarea neamurilor, ca să deschizi ochii celor orbi, să scoți din temniță pe cei robiți și din adâncul închisorii pe cei ce locuiesc într-un întuneric. Cele porocite altădată s-au împlinit și altele mai noi povestesc. Înainte ca să ia ființă, le dau de știre. Pustiul și setățile lui se înalți glas
și satele în care are să lași, dar locuitorii din Sela să fie de veselie și din vârfurile munții o să strige de bucurie, să preaslăvească pe Domnul și lauda lui să o vestească în depărtatele ostroave. Îndreptava pe cei orbi, pe drumuri pe care nu le cunosc, pe potești neștiute îi vor povățui, întunericul îl vor preface înaintea lor în lumină și povărnișurile în câmpii întinse. Acestea sunt făgădințele mele pe care le voi împlini și cu vederea nu le voi trece. Amin. Să doriți să fie Domnul.